Bun venit, dragi elevi, la o nouă lecție de educație socială, organizații interguvernamentale și non-guvernamentale, o resursă pentru clasa a 5-a. Pentru a rezolva cât mai eficient problemele care apar în protecția copiilor, oamenii, autoritățile publice și private, statele, și-au unit eforturile, dând naștere unor organizații la nivel național și internațional. Așa au apărut organizațiile interguvernamentale care se formează prin asocierea statelor în vederea realizării unor scopuri comune. Cea mai cunoscută organizație la nivel internațional este Organizația Națiunilor Unite, ONU, care are ca scop asigurarea păcii, prieteniei și respectarea drepturilor omului în statele membre, inclusiv drepturile copilului. Cea mai importantă instituție ONU care se ocupă cu apărarea drepturilor copiilor este Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, prescurtat UNICEF, și are ca scop combaterea sărăciei, a foametei și sprijinirea copiilor din zone afectate de catastrofe. În societate, alături de organizațiile interguvernamentale, au fost înființate și organizații non-guvernamentale, ONG-uri, care sunt înființate de cetățeni, cu scopul de a găsi soluții la problemele pe care familia și instituțiile statului nu le pot rezolva. În România există mai multe organizații care activează în domeniul protecției drepturilor copilului, printre care se numără. Organizația Salvați Copiii România este o organizație non-guvernamentală care acționează pe teritoriul României și este membra a celei mai mari organizații independente din lume care promovează și protejează drepturile copilului, Save the Children International. În țara noastră, organizația Salvați Copiii a implementat o serie de proiecte care au ca scop protecția copilului în domeniul sănătății, educației, dar și combaterea sărăciei severe. Organizația World Vision din România, organizație neguvernamentală, parte a organizației internaționale World Vision, care sprijină copiii în domeniul educației, serviciilor culturale și de sănătate. Organizația a desfășurat o serie de proiecte, multe dintre ele implementate și în școlile din mediile dezavantajate, în ceea ce privește educația, dar și protecția copiilor, ai căror părinți sunt plecați în străinătate la lucru. O altă organizație pe care probabil o cunoașteți este Asociația Telefonul Copilului, organizație neguvernamentară, al cărei scop este acela de a-i proteja pe copii împotriva oricărei încercări de încălcare a drepturilor lor, împotriva oricărei forme de abuz. Telefonul pe care îl cunoașteți cu toții este 116-111. Organizația SOS Satele Copiilor este o organizație neguvernamentală care oferă sprijin copiilor din comunitățile vulnerabile pentru a rămâne alături de familie. Organizațiile neguvernamentale sunt parte a societății civile, iar rolul acesteia constă în a oferi mai multe soluții decât organizațiile guvernamentale în ceea ce privește rezolvarea unor probleme. Societatea civilă colaborează cu instituțiile statului sau, dimpotrivă, contestă deciziile acestora atunci când există riscul să fie încălcate drepturile cetățenilor, inclusiv ale copiilor. Este momentul să aplicăm ce am învățat. Identificați o problemă de încălcare a drepturilor copilului la nivelul școlii sau al comunității voastre și redactați o scrisoare adresată unei organizații neguvernamentale cu sediul în județul vostru, în care să semnalați această problemă.
O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.